Avem aici scăderea, data trecută am făcut adunare, da? Și aici ai un exemplu, da? Trebuie să colorezi 4 bulinuți, tai 2, da? Și după aia ai rezultatul, da? Dar tu mai întâi calculezi și după aia ai să faci bulinuțile, da? În funcție de cifră, da? Ai înțeles ce ai de făcut? 4 minus 2. Aici este 4. Tăiem o bulinuță. Eu fac așa. Ce? Mai întâi colorezi și după tai? Păi colorezi mai întâi, da? Și după aia tai. Da? Da. Una, două. Una. Tu uite pe asta. La cu cinci. Deci una la una. Și 6, 7, 8, 9, 10.
stai, 1, 2, nu, am 5, 6, 7, 8, 9, minus 3, 1, 2, 3, 6, 6, 7, 8, minus 4, 1, 2, 3, am 5, 6, 7, 8, minus 4, 1, 2, 3, 4, 4, deci 4, minus 4, 6, 8, minus 4, este 4. Pune-o la mine, la completez asta și o să-ți o corectez, da? Ia uite. Te-am întrebat dacă e sigură. Hai. Continu. Deci, în funcție de câte bulinuți scrie aici, te uiți? Câte bulinuți ai scrie aici, câte bulinuți ai scrie aici și dai rezultatul, da? Nu, ne pui înapoi. Pe 6 de la mai frumos. Și nu trebuie să scrii cât pătrății, că ți-am mai explicat. Fă un pătrat și după un plumb. După se zeapă. De. Ia strânge tu paile de acolo, hai. 3. Deci am 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 6, 6. Da?
întoarcem fișa, că oricum după aia îți calculez. Ai aici două cifre, ai cu minus, da? Ai să vezi unde ai minus, unde ai plus, da? Ai înțeles? Ia dacă-ți fac eu ca să vezi mai bine, da? Hai că nu se vede. Plus. Ia. Yeah. Plus aici, nu? Aici e minus. Aici e plus. Minus. Plus. Minus. Plus. Explică. Da, îți explic. Jessica pleacă, leacă. Și de unde se începe? Da, cred că și aici e plus. Minus. Plus. Minus. Plus. Minus. Plus. 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 Minus. Plus. Deci, astea de aici sunt cu minus, da? Și după aia asta cu asta e cu plus și dai rezultatul aici, ai înțeles? Hai, succes! Și 6, 7, 8, 9. Minus. Cu asta începe mai întâi? Păi da! 5, 6, 7, 8, 9, minus 6, 5, 6, 3. Acum astea două. Lasă-o acolo, că o să și-o mănânce. Lasă-mi pace. Lasă-mi pace. Stai frumos cu seara. Cinci, șase, șapte, opt, nouă, minus șase, cinci, șase, șapte, opt, minus șase, cinci, șase, doi. Ce e greșit? Jurnalistul DG24, Lidia Pipop, se întâmplă.
Angele, ce faci? Să se salveze de război, oameni care munceau sau studiau în diferite orașe ucrainene. Au fost aduși cu autocare din Ucraina până aproape de vama moldovenească și de acolo au fost îmbarcați în alte autocare astfel încât să tranziteze frontiera în România. Acest lucru s-a și întâmplat deja, au ajuns cu bine în țara noastră. China de astfel a anunțat încă de ieri că a început să-și scoată cetățenii din zonele de conflict din Ucraina în grupuri organizate cu ajutorul ambasadelor. Aici la Vama Sculeni este flux constant de mașini care vin din Ucraina. Sunt câteva zeci de mașini care așteaptă acum controlul la frontieră și este așteptat ca cifrele să fie în creștere și în perioada următoare. Aproximativ 2000 de cetățeni ucraineni vin în România prin Sculeni în 24 de ore. Yeah.
5, 6, 7, minus 3, 4. Stai, 5, 6, 7, minus 3, 1, 2, 3, 4. Plus 4, 4, plus 4. 4, 5, 6, 7, 8. 8. Vedem câte de 8. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nu, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ai terminat? Stai. Ce mai, Giulia, dar ce ai făcut până acum? Haide, Giulie, mai repede! Și de mâine vom opera și rădăuți la Botoșani în cadrul acestui program coordonat împreună cu World Central Kitchen. Și de ce am vrut să fac asta? Pentru că văd cu ochii mei posibilitatea ca și noi să trecem prin situație foarte grea într-un moment și îmi place să sper că cineva ar putea să facă asta pentru noi dacă va fi nevoie. Până la urmă, cred că e o chestiune de umanitate. Și până la urmă, de idei, de când a început pandemia, programul nostru solidar social face mâncare pentru oamenii aflați în situații dificile. Am făcut deja peste 500 de mii de porții de mâncare caldă. Și avem aceste cred că trebuie minus 3, 1, 2, 3, 4. Ce te frumos. Să
foarte bine. Încercuiește rezultatul corect. Mamă, până când îți completezi eu aici. Iule, haideți să te învăț tot timpul ei în coloană, da? Așa. Scrie operațiile corespunzătoare desenelor următoare. Numeri câte buline sunt total, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, minus 3, egal. 5, 6, 7. Hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5. Acum trecem aici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10. Rămâne 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 6, 7, minus 3, 1, 2, 3. Bine, am 5. 5, 6, 7, minus 3. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, minus 3, egal, 5, 6, 7, 8, 9, 6. Așa. Stabilește corespondențele. Calculezi și tragi linii înspre cifra corespunzătoare, da? Acum am. 5 plus 3. 6, 7, 8. 8. Ia-ți și tu o culoare mai închisă la culoare, da? Patru.
Înțelege că am șters? Treaba ta, hai bine! Haide, Giuri, dă copixul, hai mai repede, mama! Nu contează culorile, trebuie să tragi linii între ele. Cinci, șase, șapte, opt. Minus trei, cinci. Plus 3. 1, 2, 3. 7, 8, 9. 4 plus 3, 5. 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 6, 7, plus 3, 10, completați casetele. 10 minus 3. 7. Nu merge taie. 7. Minus 3. 5. 7 minus 2. 5. Plus 1, 6, plus 3, 6 plus 1, 2, 7, 8, 9, 9, let's go! Ok, Braxter! Hai și ultima fișă. Calculați inimi, așa, câte inimi au fost rănite, da? Trebuie să scrii numărul de inimi. Ce calcul facem când vedem că sunt tăiate? Scădere! Așa, deci scrii numărul de inimi. Minus, da? Numărul de inimi care au fost rămase. Și o să-ți dai rezultatul la câte inimi au fost rănite, da? Hai să vedem. Ok. Haide, Giulie. Cifre, mama. Cifrele. Păi, de ce să scrii cifrele, nu știi să numeri? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giulie, avem 3 operații, mama. Avem 3 casete aici? Da. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Minus 3. Am zis că noi trebuie să aflăm câte inimi au fost rănite, da? Deci ce scriem noi? Câte inimi avem aici? 5.
Și câte sunt nerăniti? 2. Păi 2, da? Ca să aflăm câte inimi sunt răniti, da? Deci conscriem? 5 minus 3 egal... Nu, greșit. Noi trebuie să aflăm câte inimi sunt răniti. 5 inimi. Da. Minus 2, Giulie, cele două inimi care nu sunt rănite, ca să aflăm câte inimi sunt rănite, da? Colectează-te. Ai înțeles ce ai de făcut? Ai înțeles ce ai de făcut? Da, trebuie să scriu 2. Așa. Noi trebuie să aflăm câte inimi sunt rănite, da? Mai repede, Giulie. Sunt niște teste totuși, da? Un, doi, patru. 4 minus 2 egal 2. Așa. Calculează, apoi colorează cu roșu inimile în care rezultatul este un număr par. Hai mai întâi să calculăm, da, peste tot și după aia l-o usc. Aici? Suntem la punctul 2, da? 7 minus 2. 5, 6, 7 minus 2. 5! Hai repede, repede, jur, Giulie. Să colorezi inimile. Nu, Giulie, scrii rezultatul mai întâi. Și... Faci o rezolvare. Da, 5. Scriem peste tot mai întâi. O. Nu. Bun, hai. 4 plus 2, 5, 6. 6.
Și aici a tot 6. Unu. Zero. Cinci, șase, șapte. Minus trei. Cinci. Ne ajutăm de degete dacă nu știm, de asta le avem, da? 5, 6, 7, 8, minus 2, 6. Colorează așa, colorează cu roșu inimile care reprezintă rezultatul colorează cu roșu inimile în care rezultatul este un număr par. Care sunt rezultatele cu numere pari? 2. Haide. Ia-ți roșu, da? Unde ți-o da rezultatul par, colorezi cu roșu, da? Acum ai înțeles? Da. Dacă tot suntem la par, hai să... Haide, fă-ți acolo, da? Ca să le observi pe toate cu numele pare, trebuie să le zici cu voce tare, da? Ca să le auzi. 2, 4. Nu, Giuri, rezultatul care ți l-a dat, îl zici cu voce tare, da? 2. Gata? Gata? Așa. Calculează apoi, compară rezultatele. Pune unul din semne. Deci, uite, aici cred că ți-o dat un exemplu, da? Deci, aici ai o adunare, da? Și rezultatul la adunare îl treci aici jos. Aici ai o scădere și treci rezultatul jos, da? Și aici, în inimioara din mijloc, scrii mai mare sau mai mic, în funcție de rezultatul care ți-l dă, da? Haide, facem una ca exercițiu, da? Hai! 6 plus 2, 7, 8, 8, 4. Și aici, așa, punem semnul, da? A, deci știi, haide, succes! Deci, bravo. Ăsta e cu mai mic. Haide, Giulie! Bye.
Mama, uite, 2, 6, 7, 8. Ok, o să le verific eu, deci, da?